înainte de a începe ședința extraordinară, se intonează imnul național. Să ne spună prezența. Sunt prezenți 17 consilieri pentru uniformul legal. Mulțumesc, doamna secretar. 16, îmi cer scuze. 16, da? 16, da. Așa, după cum ați fost informați, pentru ordinea de zi avem 3 puncte și un punct suplimentar care îl va prezenta. Pe ordinea de zi un proiect referitor la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și rectificarea listei de investiții aferente. Mulțumesc, domnul vice. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă. Dacă se abține cineva. Mulțumesc. Primul punct al ordinei de zi este hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Direcției de Asistență Socială Giurgiu. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Raportul. Deci raportul Comisiei de Servicii Publice. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 2. Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare servicii sociale medicale pentru bunicii comunității din municipiul Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 3. Hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Și punctul suplimentar, 1. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și rectificarea listei de investiții aferente. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Ordinea de zi fiind epuizată, vă mulțumim pentru participare. Vă doresc o zi bună.